Cele mai ieftine jocuri doar pe instantgaming.com. Clic pe linkul din descriere. Salutare! După 5 minute de stat acolo în parcare, m-am chemat la descărcat. Trebuie să bag la rampa 13. La ce obosit sunt, să vedem cât de bine bag. Ia uite ce e aici. A, uite aici e 13. Bun. M-am speriat că a lovit eu. Să mai îndrept un pic. Sunt foarte înalte acele betoane și dacă nu intri perfect, riști să îți faci o lucrare mare în spate la remorcă. Așa că eu prefer să fac mai multe manevre decât să lovesc o dată. Înțelegeți voi? Bun, ne-am apropiat și mai bine și mai facem o manevră ca să venim drept. Cam așa. Și acum ne îndreptăm, facem ca un S. Acum ar trebui să fim pe poziție. Cam așa. Să ne dăm un pic jos, să vedem cum trece acolo remorca. Un pic mai la dreapta, zic eu. Hai să o și ridicăm un pic. Bun, pentru moment. Hai să mai dăm un pic cu stânga să meargă remorca un pic spre dreapta. Da, mergem să deschidem oșile și să verificăm dacă e bine.
perfect trece, trebuie doar să vin drept cu ea. E bine, nici nu mai trebuie. Să vedem în partea cealaltă. E perfect și aici. Hai să deschidem ușile cu mânușile mele murdare. Dacă vă întrebați ce-s cu chingile astea, sunt pentru a ține spatele la remorcă. Să nu se onduleze așa într-o parte și în alta. Pare bine aici. Așa. Un pic mai sus, zic eu. Trebuie doar să mergem drept. Așa. Dăm ușor să nu lovim remorca la rampă. Să nu doborăm rampa. Deja la sfârșit vrea să se ducă un pic mai tare. Bun. S-a lovit în spate, mergem să verificăm. Ideea mai sus mergea, dar nu. O să mai las un pic mai în față pentru că aici atinge prea tare și nu-mi place. Nu vreau să mi-e rup ăla. O să vă povestesc eu altă dată de ce. Hai să las numai un pic mai în față. Bun. Tot oprim. Mergem să tragem frâna pe remorcă. La ce tare intră ăștia, e posibil să fugă un pic remorca în față și nu am cală. Încă o dată aici e ok. Bun. Asta fiind spuse, ați văzut și eu garaje la rampă și ne reauzim la următorul videoclip. Ciao!